Bun găsit! Vă invit să urmăriți horoscopul zilei de azi. Înainte de a începe, vreau să vă mulțumesc pentru că ne urmăriți și vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o deja. Este gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Vom căuta un început proaspăt și vom fi grăbiți să renunțăm la trecut. Vom prefera să fim cei din tâi, nu vom accepta prea ușor instrucțiuni de la alții, clipe frumoase în dragoste și ocazii pe plan profesional, o zi în care emoțiile își spun cuvântul, în special pe plan sentimental. Ocazii unice apar la orizont atât în dragoste cât și în ceea ce privește cariera. Descoperă ce-ți rezervă astrele în funcție de zodia în care te-ai născut. Berbec. Nativul berbec va trebui să fie foarte atent și să încerce să gândească fiecare pas pe care îl va face. Graba va fi inacceptabilă, mai ales când va veni vorba de activitățile profesionale. Acționând sub influența momentului și având încredere în dispozițiile trecătoare, va risca să piardă foarte mult. Berbecii ar putea trăi momente de confuzie. Relația cu o persoană apropiată pare a se destrăma fără un motiv aparent, iar asta le provoacă o avalanșă de sentimente și emoții. E important să nu iei decizii la calm și să nu consider că viața ta se va schimba în rău. În astfel de momente se ivesc oportunitățile, iar schimbarea este firească. Încearcă să afli ce-ți dorești cu adevărat și nu te lăsa cuprins de frică. Nu va trebui să dea ultimatum partenerilor de afaceri sau săriște banii proprii sau ai altora. Contextul emoțional va fi nefavorabil, iar starea sa de spirit va lăsa mult de dorit. Nativul berbec va trebui să scape de gândurile sumbre și să înceapă să învețe ceva nou. Seara o va petrece minunat participând la o întâlnire cu vechi prieteni. Tower. Nativul Taur va avea o zi controversată. Va înțelege că va fi prea devreme pentru a acționa, dar nevoia de a aștepta și de a avea răbdare va avea repercusiuni depresive asupra sa. Va fi posibil să amâne rezolvarea problemelor importante și să treacă la sarcini secundare sau la alte probleme ale altora. Taurii, în schimb, ar putea avea parte de un schimb de mesaje pe cât de neașteptat, pe atât de romantic. Nu de puține ori, dragostea se înfiripă în cele mai neașteptate clipe și e nevoie doar de câteva cuvinte pentru a prinde speranța într-o persoană și firește în tine. Dacă simți că este momentul, încearcă să treci la pasul următor. Nu ai nimic de pierdut și cel mai probabil această persoană chiar așteaptă să o faci. Deseori, altcineva va interveni în treburile sale, fapt ce va deveni destul de enervant pentru el. Astrele îi recomandă nativului Taur să nu acorde atenție oricăror fleacuri, deoarece va fi foarte sensibil în această zi și va trebui să aibă grijă de sănătatea și nervii săi. Gemeni. Prima jumătate a zilei va fi de succes pentru nativul Gemeni. Va fi potrivită pentru o muncă ce va necesita concentrare și precizie. Va putea verifica unele documente, va întocmi rapoarte. Dacă va ști unde să caute, va reuși să găsească informații utile pentru rezolvarea unei probleme complicate. Gemenii vor avea parte de o zi cu totul specială, în care ocaziile se vor succeda cu viteză amețitoare, în special pe plan profesional. S-ar putea ca o propunere de colaborare să te aducă mai aproape de jobul visat, chiar dacă va fi mult de muncă. În timp, cu efort și sacrificiu, vei ajunge fix acolo unde îți dorești, iar astăzi pare momentul ideal pentru a face primul pas. Ofertele tentante de cooperare nu vor fi excluse. A doua jumătate a zilei va fi mai puțin fructoasă, dar foarte plăcută. Vor exista întâlniri care îi vor ridica moralul nativului Gemeni. Seara va fi momentul potrivit pentru a discuta cu cei dragi despre viitor, despre planurile generale ale familiei. Rac. Ziua îi va aduce surprize plăcute nativului Rac, care va fi fericit. Va avea ocazia de a dovedi, de a arăta celorlalți toate capabilitățile sale. În același timp, va risca să supere pe cineva, ori un coleg, ori un partener de afaceri. Iar acest lucru, desigur, nu va adăuga deloc armonie relațiilor. Racii ar trebui să-și ofere inima cuiva special, însă s-ar putea să aibă nevoie de o doză serioasă de curaj. Ai stat prea mult timp doar cu gândurile tale, aspect care te-a făcut să-ți neglijezi emoțiile și să te îndepărtezi de ceea ce îți dorești cu adevărat. Leo. Nativul Leu va rezolva o mulțime de probleme cotidiene, dar mai târziu va trebui să recunoască faptul că a făcut o greșeală din cauza grabei. Dacă va dori să evite greșelile, mai întâi de toate va trebui să fie mai atent. În al doilea rând, va fi nevoit să se ghideze mai mult după propria sa intuiție și să evalueze obiectiv atât sfaturile cât și criticile celorlalți. Leii se tem că evenimentele viitoare ar putea fi periculoase, însă ele nu reprezintă de fapt nicio amenințare reală pentru ei sau pentru stilul de viață actual. După petrece
timpul îngrijorându-vă. Temerile pe care le aveți acum nu sunt deloc justificate. S-ar putea să vă aflați într-o perioadă mai prudentă a vieții, dar doar pentru că anumite lucruri încep să semnifice mai mult pentru voi. Miza poate deveni din ce în ce mai mare, dar sunteți capabili să vă ridicați la nivelul așteptărilor. Nu vă îndoiți de voi și acționați cu îndrăzneală. Cei din jur îi vor oferi ajutor pe ideea celor mai bune intenții. Totuși, nativul leu va obține un mare succes dacă va prefera să acționeze independent. Fecioară. Ziua va fi fructoasă pentru nativul fecioară dacă se va concentra pe propriile planuri și interese. Un compliment primit la prima oră de la cineva apropiat îi va ridica moralul. Totuși, va fi posibil ca de bunătatea sa să abuzeze oameni ce vor fi prea comozi pentru a-și rezolva singuri propriile probleme. Fecioarele trebuie să înțeleagă că faima este un lucru pe care ar trebui să-l accepte fără sfială. Dacă sunteți împins în lumina reflectoarelor împotriva dorințelor voastre, încercați să profitați cât puteți. Începeți să vă pregătiți pentru a trăi un alt fel de stil de viață. Cu această ocazie vă puteți schimba tunsoarea sau vă puteți împrospăta garderoba. Să arătați lumii că aveți ceva schimbat vă va oferi mai multe motive să vă simțiți bine. Cheltuielile neplanificate sau achiziții nereușite vor fi posibile, dar ele nu vor face o gaură semnificativă în bugetul nativului fecioară. Spre seară se va bucura de confortul, armonia și buna înțelegere din familie. De asemenea, va putea primi vizita unor prieteni apropiați. Balanță. Nativul balanță va avea o zi dificilă. Va putea iniția schimbări semnificative în viața sa. Va fi posibil să rezolve o veche problemă de familie care nu i-a dat niciodată pace. Totuși va deveni destul de clar că multe dificultăți nu vor fi chiar atât de grave cum credea înainte. În plus, dificultățile financiare nu vor fi excluse. Nu este întotdeauna ușor să ai o viziune clară asupra vieții, mai ales în această perioadă marcată de incertitudine. Dar nu trebuie să te lași pradă stresului. Trebuie să faci un pas înapoi, să renunți la control și să te bucuri de imprevizibil. O discuție cu o persoană apropiată te va ajuta să iei o decizie cu privire la proiecte viitoare. Din cauza lor, va trebui să amâne orice achiziție sau să abandoneze divertismentul planificat pentru weekend. Intuiția îl va ajuta să găsească un limbaj comun cu cei dragi. Neînțelegerile vor rămâne de domeniul trecutului, iar comunicarea va fi extrem de plăcută și relaxantă. Scorpion. Nativul Scorpion va trebui să depună eforturi chiar și pentru a rezolva cele mai simple sarcini. Obstacolele vor apărea continuu, parcă intenționat puse de cineva. Dacă va dori să facă ceva complet nou, va trebui să fie pregătit pentru dificultăți serioase și să nu creadă în victorii ușoare și în implementarea rapidă a planurilor. Relaxează-te, nu poți controla totul. Învață să-ți dozezi energia doar în proiectele care sunt dragi și vei vedea că rezultatele nu vor întârzia să apară. Este timpul să culegi roadele eforturilor depuse în ultimele luni. Mici neînțelegeri vor putea tulbura relațiile cu rudele. Uneori, nativul Scorpion va trebui să facă și concesii, iar acest lucru va putea înrăutăți situația. Astrele îl sfătuie să discute imediat orice problemă cu cei dragi. Tăinuirea unor probleme nu va duce la nimic bun. Săgetător. Ziua nativului săgetător îi va putea aduce un eveniment neplăcut. Se va gândi prea mult la trecut și se va îndoi că a luat deciziile corecte. Nu va trebui să se grăbească să tragă concluzii. În curând, atitudinea sa față de situația respectivă se va schimba total. Vor apărea probleme de serviciu ce vor necesita o rezolvare imediată. Asigură-te că te faci auzit. Nu te teme să spui ceea ce crezi, s-ar putea ca părerile tale sincere să fie exact soluția unor probleme îndelung dezbătute. Curajul îți va fi răsplătit când te aștepți mai puțin. Iar pe termen lung vei deveni persoana la care ceilalți vor apela cu încredere. Va avea nevoie de toate cunoștințele și experiența sa pentru a le face față. Uneori, nativul săgetător va avea nevoie de intervenția unor oameni influenți. Seara o va petrece participând la un eveniment social sau la o petrecere, însoțit de partenerul de viață. Capricorn. Începutul zilei va fi plictisitor pentru nativul Capricorn. Un interval mare de timp va trebui să fie consumat pentru o activitate absolut neinteresantă și neprofitabilă. Totuși, va obține o experiență utilă și acesta va fi singurul lucru care îl va mulțumi. Relațiile cu colegii și conducerea vor fi tensionate. Nativii zodiei Capricorn ar trebui să accepte faptul că nu au întotdeauna toate răspunsurile. Încearcă să fii mai relaxat și să înveți să fii mai puțin aspru cu tine însuți. De asemenea, astrele te sfătuiesc să nu mai iei asupra ta problemele celorlalți. În cazul în care ai decis să ajuți un prieten sau un coleg de muncă, nu te încărca emoțional și nu-ți epuiza forțele. Seara, o discuție foarte serioasă cu jumătatea ta va decide viitorul relației voastre. Persoane pe care le-a tratat cu respect îi vor arăta că s-a înșelat în privința lor. În partea a doua a zilei, influența tendințelor pozitive va câștiga teren. Seara va fi lejeră și plăcută, dându-i posibilitatea de a avea un moment amuzant în compania celor dragi. Starea de spirit a nativului Capricorn
se va îmbunătăți considerabil. Vărsător. Destul de mulțumit de contextul profesional, nativul vărsător va începe ziua destul de relaxat, acționând în ritmul său obișnuit și găsind tot felul de soluții ingenioase pentru rezolvarea sarcinilor primite. Pur și simplu se va remarca prin modul hotărât de a comunica și negocia cu ceilalți. Pentru unii nativi ai zodiei vărsător, urmează 24 de ore în care tot încearcă să scape de o problemă care i-au chinuit în ultima perioadă. Este foarte important să rămâi calm și relaxat, pentru că începând de azi, soarele iese și peste strada ta. Singurul lucru care te va afecta este problema legată de relația de cuplu. Dacă la locul de muncă totul merge strună, în viața personală lucrurile nu sunt așa de roz. O soluție ar fi un cadou cu care să surprinzi jumătatea. Seara vei primi o veste despre un câștig substanțial în bani. În cea de-a doua parte a zilei va fi foarte practic. Va căuta și va găsi soluții concrete la problemele cotidiene ce nu vor întârzia să apară. Astrele îi recomandă nativului vărsător să nu împărtășească cu cineva străin informații importante, propriile sale idei sau planuri. Către seară, cineva din familie îi va face o surpriză plăcută. Pești. Nativul Pești va avea o zi excelentă pentru a călători. Schimbarea peisajului va fi încurajatoare și inspirată. Cu cât va pleca mai departe de plictisitoarea rutină cotidiană, cu atât va fi mai bine. Va avea șansa de a renunța la obiceiurile proaste, va putea scăpa de relații inutile și periculoase, de stereotipuri care vor fi gata să împiedice progresul. Astăzi, mai mult ca oricând, peștii se simt puternici, invincibili. Simți că toată lumea este a ta și că nu există vreun obstacol pe care să nu-l depășești. Dacă ești implicat într-o relație serioasă și nu te interesează o aventură, astrele te sfătuiesc să nu lași să se înțeleagă altceva. Cu tact și diplomație poți da de înțeles că nu ești disponibil. În schimb, dacă ești singur, lasă lucrurile să curgă firesc. Este foarte posibil ca între tine și o persoană aflată de ceva vreme în cercul tău de prieteni să înceapă o poveste de iubire. Va trebui să ajute o persoană apropiată care se va afla într-o situație dificilă, care fără sprijinul său va fi puțin probabil să-i facă față singură. Spre seară, nativul Pești își va arăta întreaga afecțiune partenerului de viață, care îi va răspunde în același mod. O zi minunată să aveți! Pentru a putea primi horoscopul în fiecare zi, te rugăm să te abonezi la acest canal de YouTube dacă nu ai făcut-o deja. E gratis, iar pe noi ne ajută enorm. Nu uita să ne lași un like sau comentariu. Mulțumim!